antrenamentul funcțional nu este un concept nou, revoluționar, ci mai degrabă o reinterpretare a metodelor de antrenament tradiționale în contextul actual. În câteva cuvinte, acest tip de antrenament înseamnă renunțarea la aparatele fixe sau la greutățile foarte mari și antrenarea folosindu-se în principal greutatea corpului și mișcările libere sau accesoriile specifice. Antrenamentul funcțional sau functional training, cum se mai numește în engleză, este un antrenament complex care se adresează tuturor categoriilor de persoane, indiferent de vârstă. El are la bază exerciții din aerobic, din arte marțiale, fitness, bodybuilding, atletism, haltere. Este un antrenament pe intervale, unde creștem intensitatea și mărim pulsul, care ne ajută să stimulăm arderile metabolice atât în timpul antrenamentului cât și după antrenament, până la 48 de ore. Avem o multitudine de beneficii, cum ar fi îmbunătățirea coordonării, flexibilității, respirație, care este foarte importantă, nivelul de fitness, care va crește, circulație sangvine, creșterea de îmbunătățirea vitezei, forței, rezistenței musculare, reducerea stresului, umplerea cu energie pozitivă. Exercițiile folosite sunt bazate pe mișcări pentru care corpul uman este construit, astfel că acest tip de antrenament ne pregătește pentru orice tip de solicitări de ordin fizic și pentru a ne îndeplini cu ușurință sarcinile noastre de zi cu zi. Beneficiile sportului ca și masă musculară, ca și efect cardiovascular, ca și mobilitate sunt uluitoare. Acum pot să alerg copilul meu în parc, pot să fac aceleași mișcări pe care le face ea, fără să depun un efort exagerat. Chiar și cu o geantă mai grea în mână, chiar și cel mai fericit firești, copilul meu. În antrenament functional, sincer, mi se pare foarte greu. Fiind la început, corpul nu este obișnuit absolut deloc. Este un antrenament foarte, foarte complex. Lucrezi toți mușchii, dar cam după 10-15 minute deja cedezi. Adică este destul de greu, este foarte, foarte complex. În ceea ce mă privește pe mine, eu sunt o fire energică, aș putea spune. Îmi place să combin mai multe lucruri, dar nu cu coreografii vaste, cu tot felul de mișcări. Îmi place că se lucrează toate grupele de mușchi, se lucrează pe echipe. Este un antrenament care totodată te aduce într-un punct în care ai senzația că nu mai poți, dar fix atunci te gândești că acum e cel mai bine, pentru că atunci organismul îți răspunde cel mai bine în obiectivul pe care ți l-ai ales tu. Antrenamentul funcțional conține elemente de distracție sau de competiție și poate fi executat în sistem de întrecere între participanți. Corpul este solicitat în timpul antrenamentului atât din punct de vedere fizic cât și psihic, iar instrumentele interesante folosite pe parcursul programului și lucru contra cronometru reprezintă garanția unui antrenament complet.